Am revenit, dragi prieteni și dragi telespectatori, din pauza de publicitate, tot aici la Cular. După cum vedeți, am schimbat și locație, dacă pot să spun așa. Dacă până acum câteva minute vorbeam de muzică corală și de lucruri frumoase pe care le face Răzvan Ștefan și cu corul pe care îl conduce, în această parte a doua emisiune m-am gândit să stăm de vorbă cu un reprezentant al unui alt gen muzical. Și vorbim aici de muzica populară românească, aia autentică pe care și voi o cunoașteți. Și invitatul meu din această seară, după cum vedeți, este Alexandru Moise. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Și în primul rând trebuie să spun la mulți ani! La mulți ani și vouă și întregului staff, de altfel, la mulți ani, să fiți sănătoși! Și vă mulțumesc tuturor pentru invitație. Întrebarea... Este prima mea emisiune pe anul acesta. Da? E foarte bine atunci. Înseamnă că începem amândoi bine anul. Întrebarea mea este foarte simplă, Alexandru. Cine ești? De unde vii? Și ce faci? Alexandru Moise, născut în București, în sectorul 8, pentru cunoscători, cu rădăcini din Prahova, Ilfov și București. Tata a fost bucureștean. Uh-huh. Mama Ilfov, Snagov, chiar acolo am copilărit. Iar bunica maternă din Prahova, chiar din Gura Vitioarei, la trei case de Marea Doamna Cântecului Popular, pe care o și divinizez, doamna Irina Loghin. Cum ai ajuns în lumea asta a muzicii populare? Ce te-a determinat să ajungi aici și să faci ceea ce faci? Și o să vorbim și despre ceea ce faci, dar cum ai ajuns aici? Cum am ajuns aici? Bucureștean jet pe jet. Bucureștean jet pe jet? Da. Cum ai ajuns? Nu, ne contrazicem, nu sunt bucureștean jet pe jet. Da, nu, glumeam. Da? Născut în București, crescut la Snagov în vacanțele școlare, da? Măi, muzica mi-a plăcut de mic. Mama lucrând în cultură. Trebuie să spunem că mama lui Alexandru Moise a lucrat la Teatrul Constantin Tănase și foarte multe generații de actori care au jucat pe scena Teatrului Constantin Tănase și o aduc aminte și am să te las pe tine să spui cum era. A fost vocea de intro la Grădina Boema. Uh-huh. Deci dacă țineți minte, se auzea o voce acolo feminină la intro, da? Înainte de începerea spectacolului, aceea era vocea mamei, dar mama a fost perucher. Uh-huh. Toate perucile care le-ați văzut pe la domnul Arșinel, doamna Stella și toți actorii, Cristina Stamate, Naila Dărescu, Vasile Muraru. Dumnezeu să-i odihnească pe mulți dintre ei. Dumnezeu să-i odihnească. Mama Tanța. Mama Tanța, cum o știa tot Teatrul Tănase, Mama Tanța. Așadar, da. Mama Tanța a fost mama multor actori la Constantin Tănase. De ce îi se spunea Mama Tanța? Pentru că eu sunt din 10 frați. Și toți au numit o mamă eroină acolo la Tănase. Și când s-a născut cel de-al 10-lea frățior pe care îl iubesc, bine, pe toți, dar el e mai el este cel mai iubit și cel mai iubit. Deși e tată la rândul lui de acum. Toți au numit o mamă eroină. Și toți îi spuneau Mama Tanța. Și pleca în turnee, mă rog. Multe turnee. Multe, întorcându-ne multe. La tine. Întorcându-mă născut la în București, crescut la țară în județul Ilfov. Cum ai ajuns tu să faci muzică? Ai ascultat muzică populară de mic. Da? Da, pe lângă ce se cânta la Teatrul Constantin Tănase, da, e satiric muzical de revistă. Când mergeam la bunica maternă, ascultam muzică populară. Avea un radio dreptunghiular, pătrățos, așa. Alea vechi, cu care le ține minte, le știm și da. Noi. Și ascultam muzică populară. Nu s-a legat, nu s-a materializat nimic la vremea aceea. Mult mai târziu, mergeam la diverse emisiuni. Mi-a plăcut și dansul de mic. Înseamnă că ai fost și dansator sau ești și dansator, să înțeleg. Dansez, da, amator, dar dansez. Și acolo era o doamnă care avea, mă rog, un grup de alți dansatori la rândui. Și este vorba despre doamna Mioara Voicu, pe care o salut. Da, o salutăm și o iubesc. Și îi spun la mulți ani că o cheamă și Ioana, am sărbătorit-o de zilele curând. Trecute, da. Da. Și ce nu vrei să vii la mine în grup ca și dansator? Da, da, da. Am mers odată. Ok, am acceptat, am mers la o altă televiziune ca și dansator. În culise eu fredonam pe acolo cântece din Prahova. Da? De la doamna Irina Loghin, de la doamna Maria Văduva, pe care o salut și pe dumnea ei. Zice, măi, dar tu trebuie să cânți, nu trebuie să fii dansator, adică nu mă bag eu. Nu mă bag. Și totuși m-am băgat.
sunt și o fire ambițioasă, foarte ambițioasă. Așa suntem noi lei, ce să facem? Iată, eu am parte încă de un leu. Mai am unul acasă. Da, dragul meu. Suntem bătăioși și luptători. Și am început să cânt. Da. Prima dată am cerut acceptul doamnei Maria Văduva să-i cânt două cântece din vastul repertoriu al dumnei ei. Le-am reorchestrat, pentru că dumnea ei le-a registrat și le-a imprimat în 60, 62, 63. Și a trebuit reactualizate. Da, nu erau pe atunci negative, nu se făceau. Da. Și cu bunătatea dumnea ei mi-a îngăduit să-i cânt. Mi-a spus, cântă-le până ți le faci pe ale tale. Bineînțeles că în cel mai scurt timp posibil eu mi-am făcut cântecele mele. Primele două cântece le-am făcut atât orchestrație, cât și linie melodică cu maestru Adrian Grigoraș la Orchestra Radio. Frumos. Și mulțumesc domnului dirijor. Și pe urmă am început cu diversi. Am făcut un cântec chiar și cu un taraf, cântec despre bunici. L-am făcut cu un taraf, pur și simplu. Am fost la o nuntă undeva, într-un Cătunii, nu mai rețin exact, în județul Argeș, în orice caz. Și acolo am întâlnit un taraf și am zis, domnule, eu vreau să fac un cântec cu dumneavoastră. Și au acceptat. Frumos. Le-am dat eu tematica și ei au venit cu linia melodică și cu orchestrația și cu tot ce a însemnat și a ieșit și cântecul acesta chiar a prins pe... Eu nu mai am bunici, nu mai am nici părinții, dar aminte bunicii. M-am gândit la ei așa, ne creșteau în vacanțe. Și e un fel de cadou, un fel de aducere aminte a lucrurilor din trecut. Și am pus în versuri și în acel cântec cuvintele frumoase și gândurile și exact cum s-au întâmplat lucrurile de-a lungul timpului. Vreau să întreb ceva apropo de muzica populară și că tot ai adus aminte de taraf. Consider că în momentul de față, muzica asta veche românească, aia populară românească pe care o știm, aia care se cânta cu tarafuri, cu muzicieni de genul ăsta, crezi că mai prinde în ziua de astăzi? Crezi că mai este de actualitate? Au reapărut și noi soliștii vocal, îi reactualizăm, îi aducem în față. Asta e foarte și important. Și vrem, de exemplu, adică e mult mai bine să cânți cu un taraf, să ai un țambal. Da, să se audă sunetele alea. Da, armoniile adevărate. Și sunetele și instrumentele așa curate cum sunt ele. Da, cu o vioară să o auzi la mânuită de un bătrân lăutar. Da? Ceea ce poate foarte puțină lume știe și apropo de lăutari, este că erau muzicieni de mare clasă, dar marea majoritate nu aveau școală. Nu. Erau după ureche. Da. Și aici era de fapt, dacă putem spune așa, senzaționalul, în momentul în care vedeai un lăutar din ăsta, din vechi vremile de demont, cântând la vioară sau la un țambal și făcând niște improvizații de... Eu pe unde văd un instrumentist bătrân, mă opresc, îl ascult, îi spun să-mi iau o notă, o ia, cântăm împreună. Am cântat chiar și în centru vechi cu un țimbalist pe care mi-a plăcut foarte mult. L-am auzit la distanță și m-am oprit. Eram cu un grup de prieteni și am zis, eu mă opresc la băiatul ăsta. Băiatul ăsta având, nu știu, 50-60 de ani acolo. Da? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Și mi-a plăcut tare mult cum a cântat. Mi-a spus în linii mari povestea lumea lui, o poveste tristă, dar un foarte bun lăutar. Sunt și e păcat de Dumnezeu că, apropo de exact ce discutam noi mai devreme, înainte de a intra în acest interviu, că nu mai sunt cunoscuți. Că nu mai sunt aduși în față, în afară de ce faci tu și cei din jurul tău, grupul cu care voi faceți lucrurile astea, dar sunt foarte puțini oameni care îi mai aduc în față pe lăutari. Așa și e păcat de Dumnezeu că ea chiar au muzica în sânge. Ne-a invadat tehnologia. Tehnologia din studio. Da, și aia distruge. Să zicem. Care măsură, într-o oară nu distruge, dar nici de bun augur nu este. Pentru că în zilele noastre ne-am obișnuit și mulți, mă rog, hai să vorbesc numai din punctul meu de vedere. Mie nu-mi place să fac playback. Da, sunt. Și trebuie să recunoaștem că sunt, din păcate, mulți care fac. Da, eu pe unde merg, la petreceri private, fac referire. Dom'le, ce am în spate? Da. Nici măcar cu negativ nu merg. Pentru că omul vrea să te audă. Da, și să vrea omul să simtă spune ceva. Atunci, exact. În spate, orchestra se ține după tine. Totdeauna, mai ales dacă sunt și o orchestră bună. Da.
care au ureche muzicală și sunt așa... Eu colaborez numai cu instrumentiști buni. De asta spun. Că dacă ai și instrumentiști buni în spate, nu mai e nevoie să le spui, domne, simt ei din mers și se mulează ei după ceea ce vrei tu să faci. Am mers la o petrecere privată și am avut numai puțin de 9 instrumentiști, între care și n-ai. Frumos. Și am cântat o oră și jumătate continuu. E, dar acel băiat care cânta la nai numai după mine a stat și mi-a mulțumit că a avut ocazia, un tânăr instrumentist, mi-a mulțumit că a avut ocazia să cânte lângă un solist vocal cu naiul lui și că a ținut ritunelă și tot ce a fost nevoie. Poți să-l spui cum îl cheamă? Din păcate nu-i mai rețin numele. Ok, dar mă bănuiesc că dacă o să uită o să-și dea seama. Din Argeș, da, am venit aici în București și chiar mi-a plăcut foarte mult și l-am apreciat, dar instrumentele și vocea fac totul la o petrecere. Așa este. Pentru că dacă nu ai muzica... Mai ales dacă vorbim de muzica asta populară, da, autentică, pe care voi o promovați. Și acum, mergând un pic mai departe cu lucrurile, tu împreună cu un număr restrâns de oameni, din câte țin eu bine minte și sper să nu mă înșel, organizați niște evenimente. Sunt evenimentele pe care le organizați odată cu Mioara Voicu, despre care și domnia sa a povestit tot în această emisiune, dar tu mai faci și altfel de evenimente. Păi da, de ce fac lucrurile astea și eu? Pentru că doamna Mioara mi-a zis, o citez acum, copile, ia-ți zborul, fă ceea ce îți place. Da, și este important ceea să faci ceea ce îți place. Ce ai învățat de la mine și ce ți-a plăcut și ce îți place, fă-ți și tu mai departe. Și chiar îmi place ceea ce eu am furat de la doamna Mioara, foarte multă meserie. Asta e foarte partea frumos. Organizării și a evenimentelor în sine. Da, și dumnea ei e mândră, zic eu. Nu cred, sigur este mândră de mine. Este. Și îi mulțumesc. Hai să vorbim despre ceea ce faci tu cu evenimentele astea. De fapt, ce vă propuneți în momentul în care v-ați pus o idee? Băi, uite, vreau pe data de să fac un eveniment. De la ce plecați? Care este motorul care vă îndeamnă să faceți un eveniment? Să fac ceva pentru oameni, în primul rând. Deci eu când pornesc la drum cu un astfel de proiect, nu mă gândesc la bani. Nu. Mă gândesc în primul rând că îmi place și mă gândesc la oameni, să fac ceva frumos pentru oameni, să-i bucur pe oameni. Pentru că sunt foarte mulți care își doresc să meargă la astfel de evenimente, la astfel de spectacole organizate, dar din păcate nu își permit. E vorba de partea financiară. Partea financiară. Și atunci mă gândesc, cum spuneam de doamna Mioara, că am furat de la dânsa, cum dânsa face spectacole gratuite. Și cu un număr destul de mare de oameni, adică nu vorbim de 2-3 și așa mai departe. Și la fel gândesc și eu și le fac ca omul să se simtă bine. Și cred eu că, mai ales primul meu spectacol l-am avut anul trecut. Apropo, chiar. Primul meu spectacol organizat. De tine, 100%. 100% organizat, gândit, prezentat, finalizat de mine, cu artiști aduși de mine. L-am avut chiar de Dragobete. Frumos. Și cum a fost? A fost destul de amplu acel spectacol. Am muncit mult în spatele culisei, vorbesc. S-a muncit mult. Dar am avut o ambiție de fier. Dom'le, trebuie să iasă totul bine. Și a ieșit. Câți invitații ai avut? Cred că undeva la 36-40 de soliști am avut. Destul de mult. Între care pe domnul Petrică Mățu Stoian și îi mulțumesc. Da, cine, să-i mulțumim. Cine spune, că mai aud pe colo, pe colo, că artiștii mari nu vin la spectacolele de caritate sau da, de buget zero. Dragi prieteni, să știți că oamenii vin. Mai ales și acum poate par un pic răutăcios și mi-asum ceea ce spun, dar nu vreau să se înțeleagă a fi răutate ceea ce spun eu. Apropo de ce spuneai tu, oamenii care sunt oameni. Da. Da? Cetățeni suntem mulți, dar exact. oameni sunt puțini. Da. Despre asta e vorba. Și repet, nu este o răutate, dragi telespectatori. Este o realitate, că știm despre ce vorbim. Deci toată lumea m-a întrebat după spectacol cum am reușit să-l aduc pe domnul Petrică Mățu Stoian. Dom'le, l-am adus. N-are importanță cum. I-am explicat omului ce fel de spectacol fac eu. I-a spus că sunt la început de drum cu organizarea spectacolelor, dacă vreți și vreți să mă sprijiniți. Și că astea sunt lucrurile pe care astea eu le am. Da, da. Și a venit.
Bineînțeles că eu l-am făcut cu șezătoare, am avut din țară, aduși meșteșugari, mm-hmm. unul a cusut, sora mea de suflet, Mariana Radu, pe care o salut și îi urez și eu un călduros la mulți ani, că zilele trecute a fost ziua ei. La mulți ani. A făcut 5 ani, glumesc cu 50, dar eu îi spun că a făcut 5 ani. Da. Dar este o prietenă de nădejde și mai ceva decât sora mea. Mă bucur să aud. Și ea confecționează o pinci. Știu, ții minte că la una dintre șezători, dacă nu mă înșel, am participat și eu și mi-a plăcut foarte tare faptul că toate lucrurile care se întâmplau, se întâmplau atunci pe viu, pe, viu, da. Pe scenă. Adică nu erau undeva în spate sau lateral. Nu, erau toate pe scenă, inclusiv artiștii, inclusiv cei care se ocupau de cusut, de tot felul de confecții de genul acesta. Și asta mi s-a părut fabulos până la urmă. Da, cred că, nu știu dacă e singurul domeniu, dar noi, cei din muzica asta populară, suntem transparenți. Uh-huh. Și arătăm oamenilor lucrurile așa cum ele se întâmplă de fapt. Adică n-am de ce să stau după perdea să cos o ie. Sau să faci niște opinci. Exact. Să vadă omul acolo să care vine. Să vadă omul cum se lucrează, da. Și trebuie să mai spunem un lucru apropo de evenimentele astea, de șezătoarea asta despre care vorbim noi acum, este că dacă vă așteptați să fi fost doar câțiva oameni în sală, trebuie să vă spun că vă înșelați. A fost o sală, din câte țin minte, cam 150 de oameni. Și vorbim aici de oameni de diferite vârste, diferite straturi sociale, de la cei mai mici la cei mai mari și toată lumea a participat. Oameni care iubesc muzica populară, care iubesc tradiția, portul românesc, oameni de cultură care apreciază ceea ce facem noi pe partea asta, muzica populară. În afară de acest eveniment despre care vorbim acum, ce ați mai făcut? Eu mai fac set de socializare, mm-hmm. organizez, cu un buget destul de mic, minim, adică omul nu caută mâncare și băutură, cât caută cât muzică, socializare și distracție. Socializare, distracție. Se dansează foarte mult. Românul dansează, domne. Așa e. Deci românul dansează de cum începe petrecerea și până se termină. Am participat și eu la una și recunosc că am văzut că n-au stat jos aproape deloc. Eu am pe 26 decembrie zi, măi, trebuie să fac ceva pentru oameni și pentru mine. Mhm. Și trebuie să ne adunăm la oaltă. Și am făcut într-o locație în București, nu pot să-i dau numele, dar mă așteptam la 45-50 de persoane și vreau să vă spun că m-am trezit cu 103 persoane. Deci pe loc montam mese pentru a așeza oamenii la... Așa este. Și asta tu știi asta că ai văzut. Da, am fost acolo și am văzut și recunosc. Trebuie să spun că a fost foarte multă lume, nu mai aveai loc unde să te miști. Am organizat Revelion la cumpăna dintre mm-hmm. ani și la fel toată lumea a fost mulțumită și am primit mesaje. Am înțeles că și acolo ai avut foarte multă lume. Foarte multă lume. Și se anunță și la următorul alt fel de Revelion, cum l-am numit eu. Revelionul artiștilor. Mm-hmm. Și nu numai, pe 26 ianuarie această lună. Tot într-o locație din București unde am organizat și Revelionul mm-hmm. la cumpăna dintre ani. Și tot la fel se anunță oameni foarte mulți, nu numai din domeniul artistic. Da, da, da. Dacă îmi dai voie ca să aduc și eu câteva mulțumiri. Te rog. Pentru vestimentație am avut un model și l-am pe domnul profesor Ștefan Vlad. Domne, omulețul ăla când apare pe scenă este impecabil. Mm-hmm. Și vreau să spun că de la dumnealui am... Nu frumos. Am singura costumație, am pingea, am alte ținute populare pe care le-am dobândit așa din țară, le-am primit. Uh-huh. Am vreo 15 cămăși, numai autentice toate. Frumos. De asemenea, vreau să o salut pe doamna Saveta Bogdan, care mă sprijină și îmi dă multe sfaturi. Și este de fiecare dată alături de tine. Și este de fiecare dată alături de noi, de cei tineri care... Pășim mm-hmm. așa, mai mult sau mai puțin, muzica populară. Să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim și peste 20-30 de ani. Cu mare drag. Alexandru, noi suntem acum pe finalul de emisiune. Mai avem câteva minute în care să putem sta împreună. Vreau să-ți adresez o singură întrebare, iar pe tine am să te rog să răspunzi la această întrebare ca și cum ar fi un mesaj către cei care se uită acum la noi. De ce crezi că ar trebui noi, ca oameni, să nu ne uităm cultura populară și să nu uităm muzica populară? Și am să te rog să le răspunzi prietenilor noștri care se uită la noi. În primul rând trebuie să uităm de unde am plecat. Rădăcinile noastre vin de la țară. Cine spune că nu este de la țară, acela nu spune un adevăr. Eu, deși sunt născut în București, am copilărit la țară.
Eu am țesut la război, bunica mea avea război, era femeia satului la război. Mi-am țesut macat. Pentru cei care știu ce e acel macat, îl am și acum ca amintire. Și muzica populară, atât pentru mine cât și pentru mulți telespectatori de dumneavoastră, este ca un balsam. Mm-hmm. Și cred că am spus tot. Așa este. Alexandru, eu îți mulțumesc mult de eu tot. Eu vă mulțumesc pentru și invitație. Și să dea Domnul ca la următoarele evenimente nu să ai, să n-ai 103 oameni, să ai 200, să ai 400. Cât vrea Bunul Dumnezeu, cât vrea Dumnezeu. Și oamenii. Eu am speranță și sunt optimist, pentru că oamenii mă iubesc. Dar știi care e problema? Noi români, în general, suntem oameni optimiști. Da. Și cu buna credință în Dumnezeu și cu foarte mulți prieteni. Și atunci lucrurile se leagă. Am proiecte de viitor, mm-hmm, mai ales anul ăsta, din nou spectacol de Dragobete, de 1 martie, spectacole în comune, zilele, mm-hmm, comunelor. La cât mai mult. Și așa mai departe. Doamne ajută. La cât mai mult. Sper că data viitoare când mă mai invitați să și cântăm. Cu mare drag, repet, este o invitație deschisă pentru toți cei care au fost până acum în această emisiune, nu numai pentru tine, pentru toți ceilalți parteneri de discuții. Dragi prieteni, iată că există și în muzica populară românească și în organizarea de evenimente de genul acesta oameni cu suflet care fac totul din dragoste pentru obiceiuri, din dragoste pentru cultura populară românească. Așa că este bine să-i urmăriți și pe ei și să vedeți ceea ce fac. Acestea fiind ultimele cuvinte pentru această ediție, eu vă spun să fiți cuminți, să fiți frumoși, să auzim numai de bine și ne vedem săptămâna viitoare cu alte lucruri interesante. Până atunci, la revedere!